bine ați venit la Stax TV, material Q&A din seria 2, episodul 3 cu Fara Cristian. Fara? Fara? Fara. Fara, Fara, n-are niciună. Fara Cristian, eu zic mai fără Cristian. Sau după poreclă. Bun, și acum citim întrebările voastre de pe contul Stax TV de Instagram, unde am primit un număr foarte mare de întrebări. Prima aia mea, nu o să o citesc, o să o citesc pe următoarea și spune așa: dacă vin cu un 316 pe 46 stoc în pachet la Ianca, te dai cu mine? Da. Zice un băiat. Deci se dă. Face ratatata? Zice un băiat. Da. Face. Alta zice, altă întrebare, este obraznică sau este ascultătoare mașina? Depinde cum te dai. Un drive normal e destul de ascultătoare. Pe cât consumă manual, evident? Da, scuză-mă. 14, 15. Cum e modul manual? Cum e modul manual? Că te-am întrebat. Ai zis că dacă merge în drive e ok, e ascultătoare. Ok? Cu ESP-ul pus, probabil? Evident. Evident. Așa. Dacă scoatem ESP-ul? Dacă scoatem ESP-ul, smucește destul de bine. Okay. Adică se comportă exact ca o mașină, tracțiune spate, 300 de cai, blocant. Aspirată. Aspirată, da. Okay. Bun, mai departe, ce motor are, câți căluți dezvoltă? Deci am dispus motor 3.5, 313 cai. Merge de-a latul, merge un băiat. Care e faza cu centrul de greutate? Se ridică toată dacă bagi tricul fix la mijloc? N-am auzit de chestia asta, nici eu nu știu. Probabil că nu vrea știu să spună că e distribuită greutatea mașinii egal și dacă nu este chiar egal, este 47 spate, 53 fața, în momentul când frânezi devine un când accelerezi devine un 50-50, în rest e mai mult pe față pentru a avea. Poate fi un GTR de buget. E departe de un GTR. Cât costă un Nissan 350Z și cât de fiabil este? Prețurile încep cum vrei tu să răspund. De pe la un 10-11.000, una cât de cât ok. Și se opresc pe la un 15-16-17, în funcție de kilometri, an de fabricație și cum se prezintă mașina. Întreabă cineva dacă este o mașină bună de drifting. Nu este chiar o mașină bună de drift. Asta nu înseamnă că nu se poate face cu ea, dar necesită mult mai multe modificări și este în principiu o mașină destul de grea. Are undeva la 1600. Cât timp a durat din momentul în care ai cumpărat mașina până a ajuns în starea asta? Am cumpărat-o acum 2 ani. Până la nicio lună. Păi băiatule, foarte mult nu a durat. După vreo lună deja am cumpărat jantele, suspensia o aveam dinaintea mașinii, cu 2 ani. Așa, a trebuit să o revopsesc integral, fiindcă bara era altă culoare, nu mai ieșea aceeași perlă și am ales să renunț la culoarea originală. Ce suspensii are, frâne și ce benzină folosești? Benzină numai 98, nu okay. Am pus niciodată 95 în ea. Okay. Frânele sunt stoc ale mașinii. Okay. Suspensia BC Racing. Okay. Cât a costat? Nu înțeleg întrebarea. Cât a costat până acum? Tu ai dat după mașină? Nu înțeleg. Mașina era 11.000 de euro pusă la vânzare. Eu am oferit Golful GTD care l-aveam în momentul respectiv la schimb. Care stoc. Cât ar fi valorat după? Tot, adică cu cât l-ai tot fi vândut? Acolo era. Tot camp acolo era. Mm-hmm. Undeva pe la 11.000, fiindcă mm-hmm. I-am dat tot jos după el. Mm-hmm. L-am făcut mm-hmm. efectiv mașina mm-hmm. stoc la loc. Mm-hmm. Și... cred că dacă faci stânga aici scăpăm de un speed bump. Da. Bun, deci i-ai oferit 11.000 pe mașină? Da. Ok? Da. Și a acceptat? Acceptat schimbul. Ah. Bine, băiatul în sine nu știu ce, nu prea avea nicio treabă cu mașina, că în momentul în care l-am dat cu Golful de 200 și un pic de cai, se cam ținea de toate cele prin mașină. A fost frică, mă, cu tine. Da, prezint... nu prezint siguranță încredere în trafic, frate. Posibil, posibil. Da. Ia uite-l, mă, și pe golanul ăsta, să vezi cum murim acum. Că
găsit sfârșitul. Posibil. Într-un golf. Era, era mai ardelean așa, băiatul, era undeva după la Cluj. Da, era mai liniștit el așa, îți dai seama. Și, na. Nu era așa agitat, nu știu cine știe. Se sperie oamenii, na. Și motorul de pe 350Z este fabricat de Renault? Nu, mașina este integral făcută în Japonia. E scumpă întreținerea, consumabilele? Consumabilele sunt un pic mai scumpe, fiindcă nu prea le găsești pe toate drumurile, trebuie să stai să le comanzi, să vină pe original, piese aftermarket nu prea se fac la ea și durează ceva. Este o mașină periculoasă pentru cei neexperimentați? Cu siguranță. Cu siguranță este periculoasă dacă scoate sistemele. Dacă scoate sistemele, dacă lăsați sistemele la locul lor și o conduceți normal, nu se întâmplă nimic. Și adică, o mașină de 500 de cai, dacă conduci normal, oameni, nu are nimic. Eu am văzut oameni care au mers cu 200 și n-au murit. Știi cum? Că viteza n-a ucis pe nimeni, frate, frânare. Niciodată. Știi ce zic? Oprirea bruscă, știi? Exact, acolo e problema. Față de BMW-urile E30, E36 și E46, este o mașină bună de drift? Adică în comparație cu BMW-urile. Pentru Europa, în general, europenii folosesc BMW-urile din cauza că sunt mult mai accesibile. Mai multe considerente, da, să găsesc piese în schimb mai ușor, piese second hand, adică. Piese second hand, conversii cu alte motoare BMW mai mari sau mai nou motoare japoneze, dar nu prea sunt accesibile la noi aici. Eu citesc întrebările, oameni, de prima oară și mă vrește râsul, știi? Scrie un băiat, Teo Andrei 24. Wow, ce mașină! Asta chiar e la noi în România? Poți să mă dai și pe mine o tură, te rog? Cum e cu întreținerea? Cum e ca daily driver? Tu o folosești zi de zi? Mai era o întrebare. Nu o folosești zi de zi. Este ca mașină de weekend. În principiu, cam toate mașinile care le-am avut au fost ca mașini de weekend. Am avut întotdeauna o mașină de rezervă. Câți cai dezvoltă stoc? Stoc 313. Și care sunt diferențele între un 350Z și un 350Z Nismo? Între un 350Z sunt mai multe modele de 350Z Nismo. La cai tot acolo sunt. Nismo vine din fabrică cu o suspensie sport, alte elemente aerodinamice din ce știu. Ceea ce tu ai deja pe frânele mașină. Brembo vin stock, eu nu le-am, frânele Brembo au fost opționale. În rest, mașinile sunt cam la fel. Ce probleme are motorul? Am auzit că scapă ulei în benzină, adevărat? Este o problemă la prima generație, generația de motoare DE. La motorul care l-am eu este motorul revizuit, HR-ul, cu mai mulți cai, alt raport de compresie. Nu are nicio legătură unul cu altul, însă așa a fost la primele modele. Primele generații. Este atât de dificilă întreținerea unui 350Z la noi în țară? Treabă cineva? Nu. Pare dificil? Nu. Nu. Are LSD? Da, vine de fabrică, LSD-ul. E fiabilă mașina, am văzut că nu prea își cumpără lumea. Cât a costat tot proiectul? Hai că nu se uită nevoie. Până acum... Cred că am ajuns undeva cu tot cu ea, considerăm și mașina, da? Deci de la 11.000 undeva pe la un 16, 17 poate. Care a fost primul proiect al tău și cum ai ajuns la Nissan? Primul proiect a fost un BMW 30 325X în care am băgat vreo 10.000 de euro. Da, cam vreo 10.000 de euro și l-am vândut fiindcă îmi doream o mașină cu tracțiune spate. De ce ai vândut Golful GTD? Inițial am vrut să iau un Golf GTI, însă la momentul respectiv când te ții, știi, cu bani în buzunar și vrei ceva, dispar toate. Știam Golful GTD, l-am văzut, a fost o întâmplare. L-am văzut efectiv în trafic, l-am tras pe dreapta pe om, știam că e de vânzare, i-am zis hai să mergem să facem actele. A doua zi mașina era la mine. Pe viitor, și-ar mai lua motor mare aspirat sau ceva mai mic cu turbo? Ceva mare cu turbo. Ceva mare cu turbo.
Da, odată ce dai de gustul unui motor mare, cam greu once să mai repii. Once you go black, you never go back. Exact. Cu ce fel de diferențial asta mai răspuns? Cum stă pe curbe? Cum se comportă mașina la drum, de exemplu? Acum lăsată, suspensie, reglabilă, nu știu ce. Mașina asta foarte ok, din păcate drumuri nu prea avem. Na. Ți se pare o mașină fiabilă? În ăștia 2 ani în care tu ai avut-o și cât ai mers tu cu ea în weekend, ți s-a părut o mașină fiabilă? Niciun fel de problemă tehnică cu ea. Singurele dificultăți care le-am întâmpinat au fost din cauza suspensiei și mașinii destul de joase. A trebuit să schimb niște racoarde flexibile care au cedat. Întreabă cineva dacă acel gri este colant sau vopsea. Pentru că am zis că nu vorbesc mult, te las pe tine să răspunzi. Este colantată. E colantată jumătatea din spate, e o mașină fiabilă. De ce nu 370Z? Ultima întrebare. De ce nu 370? Nu e mai scump. Nu am găsit, e și mai scumpă, nu am găsit. Aveam un plan și încă mai am, nu sunt 100% convins. Poate o să fie și un 370 Nismo. Poate. Poate. Depinde de niciodată mașina de familie. Am înțeles, deci mașina de fapt, am înțeles, gata. La mașini sport nu voi renunța niciodată. Asta este un lucru foarte bun și mă bucur că îmi spui asta și sperăm să facem un episod cu mașina de familie, tot așa după 2 ani după ce ai cumpărat-o, să vedem modificările și să vedem cum trebuie să arate o mașină de familie în viziunea ta. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și acest material Q&A și sper că am citit toate întrebările voastre puse pe contul nostru de Instagram. Dacă v-a plăcut și vi se pare util sau amuzant sau nu știu, aveți voi un motiv pentru care vreți să ne urmăriți, apăsați pe butonul de subscribe, nu uitați de clopoțel. Cu cât ne urmăriți mai mulți, cu atât noi putem să facem materiale mai bune, mai lungi, mai dese și așa mai departe. Pa, pa! Nu știu de unde să opresc asta. Gata, cred că l-am oprit. Sper. Poate nu cred că l-am oprit.